calitatea morală, să ne păstrăm factura socială. Domnule, mă respect, eu sunt un om corect și cinstit și nu mă cobor în cloaca dumitale, pentru că fiind noi și copiii noștri corecți, generația poate să crească corect și generația de mâine să primească ceva corect. Dacă ne lăsăm așa atrași la prima idee, și acum chiar am o mulțumire sufletească de plină când vă spun lucrul ăsta, mă uitam zilele astea, întotdeauna am fost noi românii cumva atacați și atinși că, vezi, Doamne, n-avem credința Bizanțului, că n-avem trăirea Bizanțului, că Sfântul Munte e esența Ortodoxiei, Bizanțul e esența creștinismului. Iată că Grecia, prima țară ortodoxă, a declarat că e de acord cu căsătoria homosexualilor în societate, țară creștină, cu arherei în Parlament, cu Sfântul Munte Athos la baza lor, cu toată patristica Sfinților Părinți, cu toată credința autentică și cu milioanele lor de sfinți contemporani care tot îi afișează și îi propagandează, și iată că taman ei sunt primii care vor familia bărbătească, adică din doi bărbați. De ce vă spun lucrul ăsta? Tocmai, nu tot de mult, acum în iarna asta, chiar ai noștri parlamentari, așa ticăloși și mărunți cum sunt ei, și neputincioși, au respins acest proiect și n-au fost de acord. A spus nu. Familia socială este din bărbat și femeie. Avem acest mare politruc cunoscut care tot se ocupă de problema asta și tot timp bagă acest proiect. Să fim întotdeauna, dacă ni se cere un recesământ, dacă ni se cere un vot, dacă ni se cere o părere, dacă ni se cere un interviu sau ceva, nu, domnule, dorim ca copiii noștri să trăiască cum am trăit noi. Să aibă casă, să aibă masă, să aibă servici, să aibă o soție să-l spele, să-l îngrijească, să-i nască copii și să fie oameni demni în societate. Cine vrea normalitatea, la grădina zoologică sunt cuști suficiente libere să se ducă să-și o caute. În societatea normală trăim normal. În societatea anormală să trăiască fiecare cum îi place. Deci nu suntem obligați noi, cei mulți, asta să o țineți minte, nu suntem obligați noi, cei mulți, să ne supunem unei minorități bolnave psihic, unor scelerați mental, care au uitat că Sodoma și Gomora a ars cu foc și cu pucioasă. Trebuie să fiți apărătorii propriei credințe, nu a bisericii. Biserica asta, dacă o dărâm mâine, în locul ei poți pune cartofi. Dar credința din tine, dacă se dărâmă, tu te-ai despărțit de Dumnezeu și aia nu te mai unește nimeni niciodată. Noi nu în preot trebuie să credem, în Iisus Hristos. Noi nu în perețe la biserică trebuie să credem, ci în sfintele taine din potir. Nu în pictura de pe pereți, ci în sfinții care stau în cer. Aici ne-a pus așa să ne amintim noi cam cum ar arăta ei, ca să înțelegem că sfinții nu sunt extraterestri. Vă spun lucrul ăsta acum la nașterea Domnului pentru faptul că lucrurile au deviat și au scăpat de sub control și lumea alunecă așa ca într-un tăvăluc și se lasă atrasă. E, dacă toată lumea e de acord, de ce n-aș fi și eu? Da, ce să mă pun eu de curmezișul? E de datoria noastră creștină să stăm treji, cum spune Apostolul Pavel, să ne încingem bine, să ne luăm armele adevărului, credința și Scriptura și să ne apărăm ce al nostru. Vă închipuiți că întoarcem 20 de generații în mormânt cu fața în jos sau aia ne vor scuipa în ziua judecății când ei și-au vărsat sângele în 500 de ani de lupte numai cu turcii ca noi să fim creștini și să avem biserică, să avem libertate, să avem credință, să avem morală, și acum venim noi și ne trezim deodată o țară de homosexuali. Deci nu-i posibil așa ceva. Trebuie să fiți foarte vehemenți, trebuie să o faceți și față de prietenii voștri, și față de familiile voastre, și de tovarșii voștri, și de sătenii voștri, și când vă duceți la vot, chiar cercetați, domnule, îmi dai înscris că ești om serios, acum și îmi semnez și îmi pui ștampilă și eu te votez. Dacă ești sănătos la cap, bărbat a unei singure femei și ai gânduri bune și n-ai de distrus țara, mâine te votez. Dacă nu, du-te sănătos. Mai bine nu-l votez, îl anulez și cu asta basta. De ce vă spun lucrurile astea? Noi o să ne distrugem și ei râd de noi.
La ora actuală, la ora actuală, în momentul de față, întreaga Europa creștină, pentru că aici e creștinism, nu aveți impresia că aveți creștinism nu știu pe ce planete. Întreaga Europa creștină este într-un declin și primii care au luat palma de la Dumnezeu au fost sârbii, cel mai credincios popor, care în momentul când Kosovo avea 300.000 de musulmani, ortodoxi erau peste 1.000.000 și ceva în zonă. Acum sunt 6-7 milioane de musulmani și un 500.000 de ortodoxi. Că ortodoxii s-au ferit să nască prunci, i-au ucis, i-au avortat, au făcut câte un copil, dacă puteau, făceau și jumătate, iar musulmanii au făcut 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ei nu se uită. Ei au și de unde muri și de unde rămânea. La noi, dacă moare unul, s-a distrus tot regnul familiar până la 7-le neam, că nu mai rămâne niciun moștenitor în urmă. Ei, ăștia nu s-au temut de foamete. Trebuie să ne reorientăm și să ne apărăm pământul pe care l-am primit de la strămoși. Crucile strămoșilor, mormintele strămoșilor, averea strămoșilor, cultura strămoșilor, credința, limba lor și, dacă vom privi la icoana Mântuitorului Iisus Hristos, vom birui. Amin. Amin.